la unei zile de lucru a scaterului în România, prima zi Communication Day a noi companii. Și voi da cuvântul domnului președinte al companiei, domnul Dan Bedros, pentru a ne spune în câteva cuvinte care sunt direcțiile de business ale companiei în România, cum reușește această companie să-și atragă cât mai mulți clienți, pentru că ăsta este scopul final. Sigur, suntem la concluzii, în mod clar, deci, după grupele de lucru, de asta ați văzut o altă imagine a produselor care sunt amatel. Deci, ce perspectivă sunt? Ce spuneam și în deschidere, tehnologiile se schimbă extrem de rapid. Deci, din punctul ăsta de vedere și strategiile operatorilor trebuie să se adapteze. Trăim într-o schimbare continuă a tuturor domeniilor. Vedem diferite momente de evoluție spre mobil. Acum vedem o evoluție spre broadband prefix. Vedem convergența care apare și, bineînțeles, toată lumea se repoziționează în servicii, în content. Deci sunt domenii care noi vrem să ne poziționăm. Sigur, o mare parte din evoluții sunt mai mult pe domeniile noi, pentru domeniile clasice, mă refer fix, mobil, operatorii au un business tradițional, el are o anumită continuitate, competiția prețurilor este extrem de mare, care are un efect și asupra noastră furnizorilor, pentru că din cauza asta operatorii nu vor să aibă numai un furnizor, cum era înainte, vor să aibă mai mulți furnizori, pentru a se aibă tot timpul în competiție în ceea ce privește prețul și tehnologiile. Deci este evident că momentul ăsta te obligă pe toți furnizorii să aibă o regrupare a pieței și a fără aceste globalizări, aceste funcțiuni care le vedeți. Alcatel, Luse, Plus, Nortel, ceilalți furnizori de asemenea s-au regrupat. Nu mă miră ca să vedem și pe în viitor pe Huawei cu ZTE, că ei au mai rămas, după care formează niște grupuri puternice pe diferite zone. Cred că aportul furnizorilor la ora actuală este enorm în ceea ce privește soluțiile. Ceea ce privesc, eu cred că viitorul e vertical market. Este un domeniu în care noile domenii de infrastructură se dezvoltă. Nu vrea să aibă rețele proprii. CFR-ul este un bun exemplu, Transelectrica este un alt exemplu. De altfel, petrolul, EV-ul de asemenea, de cei care vor avea Transgaz și așa mai departe, construcția magistralelor de pipeline-uri de petrol, de gaz, sigur, au asociat, în primul rând, pentru control propriu rețea de comunicație, dar după care, sigur, și pentru uz extern. Deci, evident că o altă modalitate este a duce costurilor. Este un sursicur care în multe țări începe, de fapt, transferul activității de întreținere, mentenanță, furnizorilor care pot oferi un preț incomparabil mai mare, deci automat se reduce capexul, pentru că, de exemplu, cum e la Austria, Alcatelul realizează proiectul ăsta de Austria pentru trei operatori, pentru toți operatorii mobili, sigur, prețul e complet altul, deci, din punctul ăsta de vedere, deci, operatorii în momentul ăla se concentrează pe servicii, pe noi clienți, pe content. Deci, cam asta e, eu zic, domeniul sau evoluția în domeniul. Sigur, în România și în Europa de Sud-Est, noi avem o prezență extrem de activă, depinde și de țările și politica țării respective. De exemplu, Grecia a început programul european de Digital Divide, în care se introducă internetul în fiecare localitate, în toate localitățile, dar ei au făcut simplu, au împărțit țara în patru, deci au luat primii patru operatori și s-a
fost o decizie a Guvernului care le-a dat termen 2 ani, același preț, și au început într-o singură zi alocarea. La noi ar se da 2-3 ani numai organizarea licitațiilor, selecția, contestația și, bineînțeles, toată melodia care ne cunoaște, care în infrastructură este o piață doamnă de timp. Cred că, dat fiind prezența Alcatel-Lucent cu dimensiunea și cu capacitățile care avem pe soft, pe servicii în România, putem să fim un partener serios. De altfel, colegii care au fost aici și din Bulgaria și din Moldova, cei care sunt prezenți de cunoaștere, lucrăm de mulți ani de zile, deci pot confirma, în general, noi nu vedem lucruri. Deci, în general, încercăm să fim serioși în limita, bineînțeles, a posibilităților cu foarte mici excepții care fiecare mai poate să aibă anumite nerealizări care nu totul depinde de noi. Trăim într-un multinațional în care suntem extrem de partajați în diferite directe produse, diferite responsabilități, dar în principiu eu văd viitorul în mare parte prin convergența prin mobil, în mare parte prin booming-ul care îl aduce, de fapt, cu IMAX-ul și datorită faptului că va putea intra pe în special pe vertical. Desigur, aici, vă spuneam, rețele electrice permit la ora actuală citirea tuturor contractelor pe GSM. Deci este un proiect care toată Europa va generaliza. De altfel, sunt proiecte care privesc și în România centrele de comandă în misiunile interne, partea domeniul centrele de comandă pentru domeniul militar. Sunt proiecte care se referă la pașapoarte, chiar dacă se reia pașapoartele, noile pașapoarte electronice, partea de medicină care se va dezvolta. Medicina va trebui să aibă o rețea broadband generalizată, să conecteze salvările, ambulanțe și spitale de urgență. Deci cred că România, dar fiindcă e la început încă, deci sau în tranziție, cum zicem, are enorm de investit pe următorii ani în multe domenii și majoritatea țărilor de regiune asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că e de lucru pentru toată lumea, dacă bineînțeles, corespunde cu vedere calitativ și cred.